Ion Paulat a construit în 1911 la Galați, din lemn de stejar, Frasin și Ulm, un avion cu reacție, hidroavion, portavion sau bombardier? Întrebare frumoasă, nu foarte simplă, și te văd după privire. De unde fi aterizat întrebarea asta? Nu știu. Evident că excludem avion cu reacție și portavion. Cred că a încercat să construiască un hidroavion. Hidroavion? Da, răspuns final, hidroavion. Sigur? Pe ăsta mergi? Sigur, da. Bine. Avionul chiar a zburat, el era mecanic pe un cargo și a refuzat să vândă invenția germanilor. Și vorbim despre un hidroavion! Răspuns corect și ai câștigat a treia ediție!